la scurt timp după ce s-au închis ușile, fetele după ce au mâncat tort s-au apucat de listă, aceasta s-a întors, s-au depășit bugetul și încercau să calculeze și să vadă de unde mai taie pentru a se încadra în acea sumă de bani. Între timp, deși ușile s-au închis în urmă cu câteva minute, Valentina a venit la cină în casa băieților pentru că astăzi au văzut aceștia clipul de prezentare al Valentinei și al Cristinei. Așadar băieții au votat și Valentina a fost invitată la cină, dar băieții nu erau foarte pregătiți. I-am văzut dând cu mătura în timp ce Valentina stătea la masă, ștergând masa și pregătind totul ca la carte. Între timp au început și întrebările, chestii generale, cum s-a întâmplat și până acum, ce fel de partener își dorește. Andrei o întreba dacă... Este iubirea vieții ei și vrea să o țină așa, adică legată cumva și să nu-i permită foarte multe, dar știind că e iubirea vieții ei, ar accepta și ea spunea că trebuie să discute și să cadă cumva la un acord comun.